Bine v-am regăsit în cadrul unui nou episod din seria de sfaturi motivaționale familiei de nota 10. Tema de astăzi este adaptarea la grădiniță. Acesta pare un subiect banal, însă doar pentru că îl analizăm prin prisma experienței noastre de adulți. Ce ar fi dacă ne-am pune în papucii copilului nostru, dacă mâine am merge la grădiniță fără să știm prea multe sau mai nimic despre lumea de acolo? Ce am simțit? De ce ne-ar fi teamă? În cadrul acestui nou episod, dorim să vă provocăm la un exercițiu de empatie în raport cu copilul dumneavoastră. Foarte subțint, vă vom propune mai multe sugestii practice care vor avea darul de a vă ajuta să vizualizați mental ceea ce este în sufletul său. Iată ce afirma autorul cărții Sufletul copilului vostru, tradusă de Adrian Tănăsescu Vlas la editura Sofia. 1. Niciodată să nu mințiți. Copilul nu se duce în vizită și nici într-un loc magic. El se duce la grădiniță. Dacă își dă seama că îl mințiți în această privință, cine îi poate garanta că nu l-ați mințit când i-ați promis că o să veniți după el? Iar teama că o să rămână singur este una dintre cele mai serioase frici ale copilului. 2. Cu mult înaintea începerii mersului la grădiniță, sincronizați programul zilnic al copilului cu regimul de grădiniță. 3. Dacă tot nu vă părăsesc anumite îngrijorări și temeri, în niciun caz să nu le împărtășiți copilului. Nici măcar să nu păreți îngrijorați. 4. Țineți minte că, în primele câteva zile, aveți dreptul să stați la grădiniță împreună cu copilul. 5. Prima dată să nu-l lăsați pe copil la grădiniță mai mult de două sau trei ore. Este inadmisibil să-l părăsiți acolo de la început pentru o zi întreagă. 6. La început, aduceți copiii la grădiniță la ora când sunt obișnuiți să se plimbe și nu dimineața. 7. La despărțire, nu uitați să-l asigurați pe copil că veți veni după el neapărat și repetați-i mereu că îl iubiți. 8. Plecând, luați-vă rămas bun de la copil ușor și repede. Dacă vă veți lua rămas bun de la el mult timp, cu o mână îngrijorată, îi veți provoca acestuia anxietate, ba chiar și panică. 9. Dați-i cu el jucăria favorită, care îi va încălzi inima. 10. Spuneți educatoarei care este numele de alint al copilului, povestiți despre preferințele lui. 11. Nu programați în această perioadă de adaptare vaccinuri, ședințe la stomatolog și alte lucruri care pot traumatiza psihicul copilului. 12. Nu îl certați pe copil că se poartă rău, Înțelegeți că nu el, ci adaptarea lui este capricioasă și se încăpățânează. 13. În weekenduri respectați programul de grădiniță. 14. Acasă, jucați-vă cu copilul de-a grădinița și una dintre jucării să-l reprezinte chiar pe el. Observați ce face jucăria respectivă, despre ce vorbește, ajutați-o împreună cu copilul să-și găsească prieteni și rezolvați prin intermediul ei problemele lui. Orientând joaca spre rezultate pozitive. Poate nu toate cele pe care vi le-am sugerat vi se potrivesc. Fiecare familie și fiecare copil trăiește propria experiență unică și inconfundabilă. Poate unele dintre sugestii ar fi bune dacă ar fi ușor mai radical reformulate. Simțiți-vă liberi să o faceți. Oricum, ceea ce dorim să rețineți este că grădinița este o experiență nouă pentru copil și că trebuie să-i acordați maximă atenție dintre toate, comunicarea constantă cu el sau ea va conta cel mai mult. Transmiteți-i sentimentul că dumneavoastră poate să vă spună orice. Apoi ascultați orice și reacționați numai la ceea ce este cel mai important. Ignorați micile inadvertențe care vor trece așa cum au venit. Acordați atenție însă temerilor care se dovedesc a fi mai profunde, identificați cauza lor și anulați efectele. De regulă, la această vârstă sunteți cel mai potrivit terapeut pentru copilul dumneavoastră, iar terapia pe care trebuie să o faceți este una simplă, care vizează înlăturarea gândurilor întunecate. Aveți atât experiența necesară, cât mai ales relația personală cu copilul care vă recomandă pentru această misiune. Iar ceea ce nu puteți face dumneavoastră, va face Dumnezeu. Învățați-vă copilul să se roage, să-i spună lui orice problemă, și să creadă că el poate rezolva orice nu vă stă în putere dumneavoastră. Împreună cu Dumnezeu puteți face minuni. Până la un nou episod din seria cu tema familiei de nota 10, vă dorim tuturor succes la grădiniță.